Social Media Summit București. Mergem acum să aflăm și perspectiva unui brand. Ne va vorbi despre prezența Vodafone în România în social media, despre scopul companiei și despre campaniile inovatoare realizate de Vodafone în social media. Vă pot spune despre următorul vorbitor, că este Public Relations Manager la Vodafone și vă propun să îndeplinim un aplauz pe Matei Stoicescu. Salutare tuturor, eu sunt Matei Stoicescu și reprezint echipa de PR la Vodafone. Printre multe lucruri pe care le facem, facem foarte bine și social media și despre asta vreau să vă vorbesc astăzi, pe scurt. Suntem prezenți pe social media încă din 2008, când am deschis un canal de Twitter, care este activ în continuare, postăm periodic informații, primim react-uri, întrebări și așa mai departe. În 2009 a urmat pagina de Facebook și YouTube, pagina de Facebook are peste 1 milion de like-uri. Este o pagină prin care nu doar promovăm produse, servicii, ținem și competiții de gaming online, live, oferim și suport clienților din această cauză, datorită acestui lucru. Este o echipă mixtă de administrarea paginii, formată din oameni de Marcom, Customer Operations, dar și PR, pentru că avem și situații delicate în care anumiți clienți ne semnalează lucruri. Am încercat încă de la început să transpunem toată inovația pe care o aducem în țara noastră, de la prima rețea 3G, 4G, 5G și așa mai departe, la IoT, pe toate rețelele noastre de socializare. Am fost pionier, după cum spuneam, încă din 2008, în multe branduri, încă nu aveam un site foarte bun. Am susținut de la început comunitățile de social media și suntem încă din 2008 partener fondator al Webstock. Chiar zilele trecute vorbeam cu Cristi Malavu, probabil că e un nume care vă spune ceva. Au fost undeva la 250 de participanți la prima ediție. Anul trecut au fost aproape 900. Am fost de la început aproape de comunitățile din social media. Primele campanii cu blogger, pentru aceea noi s-a conceptul de influencer, au fost făcute încă din 2009. Când am lansat în premieră în România primul program de Smart Contester pentru bloggeri. Astea sunt doar două elemente pe care le-am adus astăzi în fața voastră. Încă toate aceste lucruri au venit și cu recunoaștere. Încă de la top social brands făcut de revista Biz, am fost incluși, am fost fruntași cu 6 sau 7 ani la rând, până au intrat și alții jucători în alte domenii cu campanii puternice în social media. Anul trecut am fost locul întâi în Telecom, am fost coolest brand în Telecom de o altă revistă nominalizați, dar și locul 2 într-un studiu realizat de Cooperativa 2.0 în rândul influencerilor. Aceștia au spus că relația pe care o au cu Vodafone, modul în care vin brief-urile, modul în care se lucrează cu brandul Vodafone, este foarte bun. O să vă prezint în continuare câteva campanii care au fost cu adevărat inovatoare și care au adus la vremea respectivă un boom și un bucură de aer proaspăt în social media. Una dintre ele ar fi cea pe care o vedeți pe ecran, Tezaure Umane Vii, făcută în anul 2016. Atunci, alături de Ministerul Culturii, am descoperit așa zisele tezaure umane vii, oameni care păstrează tradiții, obiceiuri vechi și în fiecare săptămână pe pagina de Facebook a Vodafone și pe pagina România Nedescoperită, un astfel de tezaur viu vorbea, își prezenta tradițiile pe care le ține vii în continuare, iar utilizatorii puteau să interacționeze cu el. În 2017 am inovat din nou și am făcut o aplicație, un joc, Race Ready by Vodafone, încă este disponibil în galeriile de aplicații și jocuri, prin care utilizatorii puteau să ia gratuit lecții digitale de conduit defensiv de la TTAU. Iar în ziua lansării chiar au putut să se întreacă cu TTAU online, TTAU fiind pe Transfăgărășan, iar jucătorii în aplicație. Am avut unul din primii chatbots din România în 2016, Future Chatbot. Utilizatorii de Facebook Messenger puteau să
interacționeze cu acesta, să afle cum se întâmplau lucrurile în trecut. De exemplu, cei mai tineri poate nu știau ce este Mircu, ce este Yahoo Messenger. Chatbotul nostru le-a explicat toate astea. Le spunea cum se întâmpla telefonia mobilă în 1997, când a fost lansată prima rețea digitală, dar și cum arăta viitorul, de la drone, la 5G, la operații remote, pentru că Vodafone nu este doar despre telefoane mobile, mii de mega de net și apeluri nelimitate. Un alt proiect foarte interesant a fost în anul 2015, dacă mi-aduc bine aminte, atunci când am dat pentru prima oară net nelimitat și gratuit pentru toată rețeaua Vodafone timp de un weekend. Și au fost invitați blogări în minima rețele, în Network Operation Center, unde au putut monitoriza, alături de specialiștii Vodafone, traficul de date în rețea, fluctuațiile pentru fiecare județ, ce aplicație, cât se consuma în fiecare secundă. Toată această experiență a fost testată în live blogging de acești invitați. După cum vă spuneam, Vodafone nu este doar despre telefonie mobilă. Avem o ambiție foarte mare la nivel de grup, dar și în România, aceea de a îmbunătăți 1 miliard de vieți până în 2025, în timp ce ne reducem amprenta asupra planetei. Știți foarte bine ce s-a întâmplat inclusiv zilele trecute în București cu poluarea. Încă de anul trecut am anunțat faptul că vom reduce dimensiunea cartelelor SIM la jumătate pentru a reduce consumul de plastic. Acest lucru se va întâmpla și în România în perioada următoare. Anul acesta Vodafone România a anunțat că va cumpăra 100% energie verde, de energie curată pentru toate site-urile din întreaga țară. De mai mulți ani de zile avem o politică de paperless, să spunem așa. Să folosim cât mai puțină hârtie pentru a reduce consumul inutil. Printăm toguri întregi. Acum avem foarte multe soluții digitale interne care ne ajută să share-uim prezentările între noi pentru a reduce acest consum. Și astea sunt doar câțiva mici pași. Drept urmare, ca să putem să expunem scopul și ambiția noastră și în social media, vom shiftui de la o strategie de comunicare bazată foarte mult pe promovare de produse, de servicii, cu specificații de top, cea mai bună viteză, cea mai bună rețea. Vom dori ca prin toată comunicarea noastră, atât offline, dar mai ales în social media, să folosim, să promovăm cazuri, povești reale și cum poate tehnologia Vodafone să îmbunătățească și să colecteze pentru un viitor mai bun. Vom merge din ce în ce mai mult pe conținut care ilustrează, pe povești reale, pe oameni reali. Nu că până acum am fi avut povești reale în toate campaniile noastre, inclusiv în offline, dar și în online. Vom crea conținut dedicat pentru fiecare audiență în parte, pentru fiecare poveste reală în parte. Și dacă tot vorbim de audiențe, noi am identificat cel puțin 3 audiențe mari. Una dintre ele este reprezentată de clienți. Actualii clienți, foștii clienți, dar mai ales potențialii clienți. A doua audiență ar fi reprezentată de angajați, poate cei mai buni brand ambasadori, noi influenceri care, din păcate, multe companii nu îi tratează cu atenția cuvenită, nu comunică cum ar trebui cu angajații. Noi o facem foarte bine. Și în cele din urmă, autoritățile și organizațiile decizionale cu care Vodafone colaborează. Pentru asta am identificat că cel mai bun mix de tone of voice ar fi combinația din optimist, pentru că suntem entuziasmați de viitor, putem spune că suntem deja un pas în viitor, în fața celorlalți jucători de telecomunicații de la nivel cel puțin european. Și invităm și pe oameni, inclusiv din tagline Vodafone, the future is exciting, ready. Acel ready te invită să-ți imaginezi cum crezi că ar arăta viitorul, cum poate ajuta tehnologia umanitatea, cum putem să salvăm cât mai multe energie, să nu mai risipim apă, curent și așa mai departe. Este un ton uman, indiferent de cât de complex este topicul pe care vrem să-l discutăm, încercăm să vorbim un limbaj simplu și de înțeles de toată lumea. Mai puține specificații, mai puțin giga, megabits pe secundă și așa mai departe. Suntem autentici,
după cum povesteam, toate campaniile din social media au fost cu oameni și povești reale, fie că vorbim de campaniile pentru consumer sau pentru cele de business. Probabil mulți dintre voi ați văzut pe TV campanii pentru clienții persoanei juridice. Acele erau povești reale, afaceri românești cu oameni care au reușit și cu ajutorul Vodafone și antrenant. Vom dori să ne transformăm din acel comunicator care pur și simplu pune un mesaj, pune un text, pune o informație. Vrem să creăm discuții, atât offline, dar și în mediul online, să invităm oamenii să ni se alăture în conversație. Înainte să cobor de pe scenă, am făcut un mic sumar, cum cred eu că arată viziunea, rețeta succesului în social media. Am fost pionieri, de la an la an ne-am deschis ochii și mai mult, ne-am întins pe mai multe platforme, am căutat să facem campanii inovatoare cu influenceri. Dacă în 2016 am făcut undeva la 5 sau 6 campanii, anul trecut am avut 20. Cu influenceri autentici, pentru că vrem să ne menținem gradul de autenticitate cu care v-am obișnuit. Și suntem consecvenți. Menținem aceeași rețetă de succes, încercăm să inovăm unde se poate, încercăm lucruri, analizăm. Ăsta am fost eu, mulțumesc frumos pentru atenție. Mai mulțumim frumos pentru prezentare. Dacă există întrebări, vă rog frumos să ridicați o mână. Am văzut-o din acum chiar două. Voi merge prima oară în spate și apoi vin. La campania celor de la cu Ghiță Gemanu, n-am văzut reacții în social media din partea Vodafone. Și vreau să știu la nivel de PR dacă ai văzut o strategie în sensul ăsta, pentru că totuși s-ar putea să locuiezeți o parte din clienții care erau fani în Ghiță Gemanu. Și vreau să știu dacă a existat sau va exista o reacție pe tema asta, poate un ping-pong gen cum a fost între Burger King și McDonald's și KFC. De 14 februarie. Mulțumesc pentru întrebare. Ne analizăm și suntem la curent cu toate campaniile care se întâmplă și referitor la prima parte a întrebării, pot să spun că susținem reciclarea. Mai avem o întrebare aici. Bună dimineața, și eu tot despre ciobani voiam să știu. Mulțumesc. Mulțumesc. În regulă, dacă mai există și alte întrebări în afară de domnul Ciopan, vă rog frumos. În regulă, înțeleg că mai avem un microfon. Domnul Bunescu, bună dimineața! Salut, Ionuț, Bunescu.ro. Întrebare, toată lumea e panicată. Lumea, gândirea mele, nu puteți să spune chiar lumea, oamenii. De 5G, v-ați gândit să faceți ceva educativ, să fiți mai prezenți din acest punct de vedere, să scăpăm de ghilimele ce crede lumea care fie adevărat și nociv pentru populație? Mersi. Mulțumesc pentru întrebare, Ionuț. Da, avem lucruri în pregătire, dar după cum știți, în acest moment nu se știe deocamdată despre când va avea loc licitația, când se va extinde acoperirea 5G. Da, există lucruri pregătite, avem și un ghid care vorbește despre lucrurile acestea, astfel încât cine are lucruri ne poate găsi pe site sau la telefon și află absolut orice informație referitoare la 5G, cât de nociv este sau nu. Și nu este nociv. Nu te aud. Am zis să nu țin fără microfon. Mă referam ceva public, o informare în masă. Da, vorbim. Și hai să știu mai să și cred că este foarte important de făcut o astfel de campanie la nivelul întregii industrii, pentru că noi am fost primii la startul, ca de fiecare dată, dar cred că este important să fie o chestie unitară pentru, de la toți operatorii pentru toți clienții, pentru că tehnologia aceea așa. Și acum, dacă mai avem o ultimă întrebare, înțeleg că mă regulă. În cazul acesta, vă rog frumos să aplaudăm încă o dată pe Marcin Stricescu. Mulțumim pentru prezentare.